Ion Nenciu a fost arestat pentru tentativă de omor și are de ispăși 5 ani din 7 jumătate. Iese la muncă ori de câte ori se ivește ocazia, pentru că își dorește să ajungă cât mai repede acasă, lângă familie. La fel ca el, sunt mulți deținuți care profită de aceste beneficii, ce îi ajută să scape mai repede de pedeapsă, dar să pună și un ban deoparte. De un an de zile tot ies. Să zic, de foarte multe ori. Ieșim la muncă și voluntari și cu plată și avem nevoie de câștig. Dar de ce? De ce ai optat să ieși? Cu ce te ajută pe tine aceste ieșiri? Pentru zilele câștig, îmi scade din pedeapsă. Îmi trece timpul mai repede. Dacă stau pe cameră este mai greu, așa la muncă trece timpul mai repede și este mai bine la muncă. Cât câștigi dacă ești la muncă? Am înțeles că la 3 zile o zi câștig. Că acum noi muncim în voluntar. Îmi convine că ies la muncă și am mai multă libertate. Zilele câștig se calculează în funcție de, dacă este muncă remunerată, se consideră 5 zile executate pentru 4 zile de muncă, dacă este muncă neremunerată, se consideră 4 zile executate pentru 3 zile de muncă, iar dacă este o muncă în timpul nopții, pentru care ei își dau acordul, se consideră 3 zile executate pentru 2 nopți de muncă. Selecționarea și repartizarea persoanelor condamnate la muncă se realizează în funcție de regimul de executare, vârstă, gradul de risc pe care îl prezintă pentru siguranța penitenciarului, starea de sănătate, aptitudinea și capacitatea de muncă.